Bună seara tuturor și bine v-am găsit la un nou sezon al emisiunii Drumul spre Credință. Începem un sezon nou, un sezon prin care dorim să venim din nou în casele dumneavoastră cu ediții noi, cu titluri noi, cu invitații noi și sperăm să ne fiți alături, așa cum ați făcut-o și în sezonul trecut. Această emisiune, Drumul spre Credință, este cu binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, și pe această cale doresc să-i mulțumesc și domnului Dorul Boșan, fondator al ecosistemului RUA și Mureș News, pentru că ne-a acordat și în acest sezon încrederea domniei sale, dar totodată mulțumesc și echipei mele din spatele camerelor și a monitoarelor, Andrei Chebuțiu, Cătălin Nicolau și Cătălina Lumperdean, pentru că ei sunt colegii mei cu care îmi desfășor activitatea în cadrul acestei emisiuni. Așadar, titlul ediției de astăzi se desfășoară sub genericul Despre chip și imagine, așa cum Mântuitorul Hristos și Biserica sa ne învață. Va fi dezbătut cu Părintele Bejan Sorin Marcel, paroh al Parohiei Ortodoxe Cerghit, protopopiatul ortodox Târnăveni. Părintele Sorin, născut în localitatea Reghin, județul Mureș, în urmă cu 45 de ani, din părinți vrednici, rugători înaintea lui Hristos, este un păstor harnic, devotat misiunii la care a fost chemat, dar și un preot râvnitor. Este iubit și apreciat de întreaga comunitate parohială. A absolvit școala primară și gimnazială numărul 6 din Reghin, iar în perioada 1993-1997 a urmat și a absolvit cursurile grupului școlar Lucian Blaga din Reghin, profil filologie-istorie. În anul 1998 a fost admis la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia din cadrul Universității 1 decembrie 1918, pe care a absolvit-o cu brio în anul 2002, iar în prezent Părintele Sorin urmează studiile universitare, nivel masterat, ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, din cadrul Universității Babeș-Bolyai. A fost sirotonit preot în anul 2001 pe seama Parohiei Ortodoxe Lepindea din protopopiatul ortodox Târnăveni, din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia, iar din anul 2009 este numit paroh al Parohiei Ortodoxe Cerghit din același protopopiat. Părintele Sorin este căsătorit cu doamna preoteasă Ligia și împreună au doi copii minunați, Maria și Teofan. Nu întâmplător l-am invitat astăzi pe Părintele Sorin Bejan și veți vedea pe parcursul acestei ediții că Părintele Sorin are un talent deosebit. Are un dar de a picta cu rugăciune și cu dragoste față de Hristos și cu siguranță că mai multe vom afla chiar de la Sfinția sa. Părinte Sorin, vă urăm bun venit și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Vă rugăm în prima parte a emisiunii să ne prezentați pe scurt radiografia Sfinției voastre, istoricul parohiei, câte suflete păstoriți în parohia Sfinției voastre, dar care sunt principalele activități pe care le desfășurați în parohie și care este principală ocupația credincioșilor din parohia Cerghit. Vă mulțumesc mult, Părinte Silviu Jimborian. Mi-ați sporit emoțiile cu prezentarea pe care ați făcut-o și vă sunt recunoscător. Pe de altă parte, și începutul mă bucură pentru că șederea mea în Cerghit de peste 14 ani m-a făcut tot timpul să simt că trebuie să fiu recunoscător față de oamenii din parohia mea, pentru că relația pe care am clădit-o prin mila lui Dumnezeu este una care mi-a adus foarte multă mângâiere și consider în prima fază emisiunea asta ca pe o formă de a le răsplăti. De multe ori, primul gând pe care îl avem în minte este că noi cu mulțumire, cu rugăciune și cu mulțumire reușim să răsplătim oamenilor. Și poate pentru ei contează mult lucrul ăsta. Da, parohia Cerghit,
pentru mine, sunt subiectiv, dar e un spațiu minunat. O să încep să spun lucrul ăsta. Din parohie au plecat trei călugări, două maici și un părinte călugăr, toți frați. Și una dintre maici, maica Minodora, avea tot timpul obiceiul să spună despre Cerghid, se juca cu literele din cuvânt și spunea că pentru ea Cerghid a fost un ghid spre cer. Ce interesant! Da. Simt în mare măsură lucrul ăsta. Acum, satul în sine a fost atestat documentar. Avem ceva informații și din secolul 15, undeva la 1432, apare menționat ca făcând parte din comitatul Târnava. Mai multe detalii, abia în secolul 18, se numărau undeva la 28 de familii, ceva de felul ăsta. Populația atingând momentul culminant la sfârșitul secolului 19, peste 800 de persoane. Ea e așezat, comunitatea, satul e așezat în mijlocul țării. Este ruta de la Târgu Mureș spre Cluj și se bifurcă la un moment dat drumul către Târnăveni. Acolo întâlnim prima dată Cerghizelul și după aceea Cerghidul. Și în documente era menționat ca Cerghidul Mare. Se făcea diferența dintre Cerghidul Mic și Cerghidul Mare. Actualmente Cerghizel și Cerghid. În momentul de față, comunitatea nu e atât de mare după număr, în jurul a 380 de persoane ne învârtim în fiecare an, chiar dacă sunt persoane care trec la bunul Dumnezeu, vin altele și ocupă locurile lor, încearcă să-și găsească vatră în Cerghid și se mută și construiesc case. Deci undeva se menține numărul de 380, în jur de 380 dintre cei care se atașează de biserică. Delitnicirea lor, având apropierea asta față de Târgu Mureș, mulți dintre ei au lucrat în Târgu Mureș, s-au ocupat de-a lungul timpului și cu agricultura. Acum, ca peste tot, sunt câteva familii care mai au îndeletnicirea asta în mod deosebit. Dar întotdeauna am gândit așa, și o comunitate e ca un om, are personalitatea ei. Și am învățat în Cerghid să nu mai judec o comunitate după număr, după felul ăsta de potențial financiar, pentru că sufletele lor contează în cea mai mare măsură. Și eu am primit ajutor, am avut parte de un sprijin minunat din partea lor. Au personalitatea asta că te ajută dacă vrei să faci ceva. Adică n-am simțit niciodată că eu mă ocup și trebuie să forțez ca să participe și ei la tot ceea ce se întâmplă în parohie. Au conștiința că biserica și tot ce se clădește în jurul ei este și al lor. Foarte interesantă expunere, părinte, și semnificația localității Cerghid, acestui sătul minunat, deseori trec pe acolo, pentru că din activitatea și din ascultarea încredințată de la preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, să ajung la Târnăveni, mă duc special pe Cerghid, Cerghizel, pentru a absorbi minunatele peisaje din acea zonă, care leagă Târnăveniu de Târgu Mureș. Această emisiune, Drumul spre Credință, este dezvoltată de platforma Mureș News by RUA, Români Uniți Acasă. Vă rugăm totodată să ne distribuiți, să ne fiți alături și, ca de fiecare dată, în fiecare ediție, puteți adresa întrebări invitatului nostru și vă rugăm să adresați și în această seară întrebări, pentru că veți cunoaște lucruri frumoase. În urmă cu 6 ani, părinte, am fost instalat în prima parohie din protopopeatul Târnăveni și avea să devenim colegi. Apoi, curând, a urmat o primă ședință la care am participat și eu cu preoții din protopopeatul Târnăveni și aveam să vă întâlnesc. Și în momentul în care v-am văzut, am zis așa, Doamne, ce chip blând, ce chip smerit, dar aveam să descoper mai târziu că Dumnezeu v-a dăruit un talent.
frumos și un talent de care Sfinția voastră țineți cu sufletul și nu l-ați îngropat în pământ, l-ați înmulțit. Și anume acel talent al pictorii. Părinte, în această seară vom aborda o temă destul de frumoasă, dar și sensibilă, aș spune eu, despre chip și imagine, așa cum Mântuitorul Hristos și Biserica sa ne învață. Ca să începem să dezvoltăm această temă, Părinte, vorbiți-ne despre imagine în general, de sensul primar, dar și de sensurile peorative din limbajul contemporan. Da, mulțumesc mult. Mă bucur mult de conținutul titlului emisiunii și am colaborat împreună ca să întregim acest titlu. M-am gândit la cuvintele chip și imagine. Puteam să spun icoană pentru că o să vedeți că o să ne referim cu precădere la icoană, însă am gândit așa, la origine icoană în limba greacă, icon înseamnă imagine. Și am ținut ca înțelesul de bază acestor cuvinte este unul sinonimic. Și atunci am ales chipul, care e forma desăvârșirii în om, în ce privește raportarea la prototipul nostru iconografic. Despre imagine ne vine ușor să vorbim, pentru că imaginea este prima percepție pe care o avem. Deschidem ochii și ne raportăm la ceva. În mod natural, imagine poate fi tot ceea ce vedem sub ochii noștri, dar cu toții înțelegem că ea construiește. Tot ceea ce vedem în viață construiește în lăuntru nostru, formează pe parcursul vieții personalitatea noastră. Problema din punct de vedere duhovnicesc este să învățăm în ce măsură să ne maturizăm pentru ca imaginea să conteze. Adică imaginea să se transforme într-un mesaj care să dezvolte latura spirituală a vieții noastre. Pentru că al minteri, imaginea poate să rămână ceva care îl leagă pe om de trupesc, de material, în așa măsură încât singura soluție nu poate fi decât deznădejdea pentru om. Și o să dezvolt un pic. Imagine se referă la ceea ce are omul în față, dar imagine este și starea interioară omului atâta timp cât noi ne temem întotdeauna, suntem într-un conflict cu propria noastră imagine. Așa este, da. Când ne focusăm pe anumite lucruri, la fel cum este construit și ochiul, mă gândeam înainte și citeam cum noi, din punct de vedere biologic, suntem pe undeva limitați dacă ne raportăm doar la imaginea fizică, la felul în care suntem construiți. În spatele globului ocular, pe retină, este un punct foarte important, se numește fovee. Datorită acestei părți din alcătuirea globului ocular, parte care are terminațiile nervoase care percepe lumina și transformă totul în imagine așa cum percepem noi, dar are legătură și cu întreaga rețea neuronală. Ea ne face să ne putem concentra atunci când avem o imagine în față, să vedem cât mai precis. Și aparatele de fotografiat au fost construite tot pe principiul ăsta. Ele focusează și în spatele centrului pe care se axează imaginea fotografică, apare blurată, e încețoșată puțin. Ori noi oamenii avem aceeași abordare în mod instinctiv și asta se transpune de multe ori în felul în care gândim. De pildă, un fel lumesc de a trăi este să avem de pildă o problemă de viață pe care atât de mult ne concentrăm, focalizăm atât de mult pe problema respectivă, încât nu mai putem avea nădejde că ceva ne poate ajuta să ieșim, să depășim acel moment complicat din viața noastră. Ei, aici apare lupta cu imaginea. Cu imaginea față de noi înșine, ce părere avem noi despre noi înșine, ce părere are lumea despre ea în general și felul în care reușim să depășim această abordare materială, trupească,
a imaginii. Pentru că în lumea duhovnicească, când vorbim despre icoană, atunci se naște o lume nouă. Se naște o lume nouă care deschide orizonturi pe care nu le-am fi așteptat niciodată. Aici este taina iconografiei, așa cum am înțeles-o eu și cum încerc să o descoper citind mari gânditori ai culturii noastre ortodoxe. Da, părinte, o expunere amplă. Ne spune doamna Doina Gliga, Doamne ajută, Doamne ajută și dumneavoastră, Maria Stoica, Doamne ajută, Valeria Buti, Doamne ajută, Eleonora, Doamne ajută tuturor, Anna Maria Cosma spune să ne trăiți părintele nostru drag, Alicia Codarcea, Doamne ajută, Doamne ajută tuturor, vă încurajăm să adresați întrebări invitatului nostru de astăzi. Părinte, de fiecare dată când călcăm pragul unei biserici creștin ortodoxe, în momentul în care am pășit pragul bisericii, deja luăm contact cu cerul. De ce spun că luăm contact cu cerul? Pentru că în biserică vedem acele picturi frumoase și extrase din Sfânta Scriptură, pe pasaje scripturistice, dar vedem acele iconostase, adică unde se află Sfântul Altar, iconostasul ce desparte altarul de Naos. Și sunt convins că și iconostasul respectă o tematică în aranjarea picturii. Adică începe cu Maica Domnului, Mântuitorul Iisus Hristos, icoana praznicului, apoi pe primul rând avem așezate praznicele împărătești, apostole și așa mai departe. Poate că ne veți dezvolta puțin acest subiect. Dar de foarte multe ori frații noștri spun că unii dintre ei, că icoana este un chip cioplit, de fapt, noi ne închinăm și sărutăm și atunci când avem o icoană în față, respect persoana reprezentată în icoana respectivă. Dar, părinte, care este semnificația icoanei și felul în care învățătoarea bisericii din voia lui Dumnezeu înțelege că omul este purtător al chipului dumnezeiesc, rânduit a sta în fruntea tuturor celor văzute? Da, mă gândesc, raportat la ce ați spus despre felul în care unii înțeleg și alții nu valoarea icoanei, a fost și pentru mine un lucru foarte plăcut să citesc un lucru descoperit de o scriitoare de origine romano-catolică, era evreică de origine romano-catolică. Și spunea un lucru despre iconografia ortodoxă. Noi spunem iconografia bizantină pentru că se leagă de o perioadă foarte importantă din cursul istoriei bisericești. Și spunea așa, cuvântul icoană s-a întărit în conștiința creștină în momentul în care Sfinții Părinți au dezvoltat învățătura despre iconomie. Iconomia, așa cum o înțelegem noi în ziua de astăzi, este purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de biserică și față de om. Ei, această dezvoltare teologică a principiului iconomiei a fost, poate, cea mai importantă pledoarie pe care au purtat-o Sfinții Părinți atunci când a fost nevoie să apere icoana. Aș vrea să menționez faptul că acest cuvânt, iconomie, are vechimea lui, se leagă într-adevăr de cultura greacă. La început, din ce am citit, primele personalități care l-au folosit au fost Xenofon și Aristotel, dar îl foloseau în sensul mai degrabă apropiat de cum gândește lumea astăzi. Adică economie se referea la felul în care oamenii își gestionau gospodăriile ca să aibă beneficii de pe urma economiei și prosperitate. Ei, termenul a căpătat un înțeles tot mai larg, a fost folosit în toate domeniile, până să ajungă și în domeniul juridic, unde economie însemna grija judecătorului față de persoanele inculpate, felul în care gestionau problemele care se iscau între oameni. Din punctul ăsta,
biserica începe să convertească acest cuvânt economie și să-l transpună în limbajul bisericesc și să explice felul în care Dumnezeu s-a raportat la oameni. Și atrăgeau atenția părinții bisericești că atunci când vorbim despre realitățile dumnezeiești pe care noi putem să le dibuim din tălmăcirea Sfintei Scripturi, se vorbește despre teologie, iar când vorbim despre legătura lui Hristos cu lumea, despre întrupare și impactul pe care l-a avut întruparea asupra omenirii, vorbim despre economie. Bineînțeles că și în limbajul ăsta uzăm termenii teologici. Dar ce e foarte important? Că, în mod ciudat, această dezbatere pe subiectul economiei a fost cel mai puternic mod prin care a fost combătut iconoclasmul, disprețul față de icoane. Pentru că legătura pe care o are astăzi economia cu icoana presupune în mod cert că fără mijlocirea lui Dumnezeu în lume, dacă noi nu avem un tipar al legăturii pe care Dumnezeu o adâncește cu lumea, noi nu putem gândi viața noastră și viața bisericii. Și pe formula, precum în cer, așa și pe pământ, Sfinții Părinții au spus, dacă noi nu avem o învățătură a economiei, a felului în care Dumnezeu își dorește ca lumea să trăiască pe pământ, dacă nu avem un model clar, noi nu o să putem trăi ca biserică, nu o să putem avea o legătură cu statul, cu lumea. Și aici apare icoana ca revelație în viața bisericească, unde ea stârnește un interes până și în rândul celor care nu erau atât de atașați față de biserică, pentru că ea argumentează foarte puternic că omul are nevoie de minunăția cerului pe pământ. Și spunea un părinte că icoana, valoarea ei nu-i neapărat că îndestulează întru totul sufletul omului, sau că îl limitează pe om să creadă într-un fel, ci icoana până la urmă rezolvă o altă problemă pe care au avut-o și în vechime și o avem și noi astăzi. Teama de invizibil, lupta pe care o ducem cu neputința de a înțelege pe Dumnezeu nevăzut. Dar totul fundamentăm pe realitatea la care ținem cel mai mult. Hristos, cuvântul, a venit în lume, s-a întrupat și l-am văzut în slava sa, cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul. Ăsta e momentul de la care pornim, de la întruparea lui Hristos, pentru că e momentul de plin al economiei lui Dumnezeu prin care își dorește să salveze lumea, să ne redea posibilitatea de a deveni sfinți. Dacă mă îngăduiți, o să citesc un trebuie și temei scripturistic. Da, așa îmi trebuie. Da. Întâmplător am zis să mă uit la epistola rânduită pentru ziua de astăzi, pentru că aproape toate zilele anului bisericesc au evanghelii și citiri din apostol specifice pentru fiecare zi, exceptând zilele liturgice. Și m-am uitat pentru ziua astăzi, de astăzi, de joi, și am găsit versetul ăsta, care face referire până la urmă la momentul culminant, la destinul pe care Dumnezeu l-a hărăzit omului. Și e începutul epistolei către Efeseni, unde Pavel se adresează credincioșilor din Efes, dar se adresează în felul ăsta sfinților care sunt în Efes. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Binecuvântat fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce întru Hristos ne-a binecuvântat pe noi în ceruri cu toată binecuvântarea duhovnicească. Și spune așa, precum întru El ne-a și ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără de prihană înaintea Lui, mai înainte rânduindu-ne în a sa iubire spre înfierea întru El, prin Iisus Hristos, după buna socotință a voii sale. E tulburător aproape măsura în care Sfântul Pavel îi numește pe credincioșii din Efes sfinți și noi preoții știm că atunci de câte ori slujim Sfânta Liturghie și înălțăm Sfântul Acneț, zicem să luăm aminte, Sfintele Sfinții, și Sfinții sunt oamenii din biserică. Da. Sfinții sunt credincioșii care își asumă viața duhovnicească
intră în ritmul duhovnicesc și vor să rămână alături de Dumnezeu. Asta ține de economia pe care Dumnezeu a rânduit-o și a plănuit-o și aici vine mijlocirea icoanei, a oglinzii care reflectă dinamic legătura pe care o avem noi cu Dumnezeu, care s-a întrupat. Și dacă Dumnezeu s-a întrupat și a venit între oameni, atunci nouă tuturor toate ne sunt cu putință. Părinte, că vorbeați de sfinții noștri și că ei sunt permanent în biserică, în lăcașul de cult, îmi vin în minte cuvintele înalt preasfințitului Părinte Irineu. Cred că nu există conferință preoțească în care înalt preasfinția sa să ne spună următoarele cuvinte. Voi sunteți preoți. Pe unde călcați, lăsați urmă de sfințenie. Sfințiți pământul, dar încercați să faceți cât mai mult, să slujiți cât mai mult Sfânta Liturghie. Chiar dacă poate nu vin credincioșii la biserică, din vari motive. În momentul în care a intrat în Sfânta Biserică, a început Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, sfinții sunt alături de voi. Sfinții sunt cu voi. Și cuvintele acestea mă încurajau de fiecare dată și mă încurajează și acum. Pentru că omul de rând sau peste săptămână se duce la locul de muncă, la serviciu, își duce copiii la școală și așa mai departe. Au preocupări cu activitățile cotidiene, de zi cu zi. Dar noi știm că sfinții sunt acolo. Și foarte frumos ați punctat și cu ridicarea agnețului să luăm aminte Sfintele Sfinților. Totodată, Părinte, vorbeați despre disprețuirea sau despre disprețul față de icoane a unor frați de-ai noștri, să spunem așa. Constat cu durere, Părinte, că mai umblu așa prin școli, să mă întâlnesc cu tineri, cu cadre didactice, cu doamnele directoare și mai intru într-o sală de clasă și dacă în urmă cu câțiva ani din nicio școală sau din nicio sală de clasă nu lipsea Sfânta Icoană, care era la loc de cinste, astăzi constat cu tristețe că lipsește icoana. Lipsește în foarte multe școli. De ce credeți, Părinte, că a dispărut icoana de la locul de cinste din acea sală de clasă? Părinte, pentru noi iconografia se descoperă ca fiind o descoperire care adună atâta dragostea lui Dumnezeu, numai în măsura în care nu poate fi înțeleasă această realitate și nu mai există vedere duhovnicească asupra lucrurilor, se poate ajunge ca icoană să fie nesocotită. Acum, lumea e construită în felul în care e construită în ziua de astăzi și ne e greu nouă să înțelegem pentru că se polarizează tot mai mult perceptele. Eu aș spune, și poate forțez spunând lucrul ăsta, măcar din punct de vedere cultural, dacă icoana ar ajuta mult. Dar noi știm că icoana de pildă pentru noi creștinii e ca un standard. Noi mergem cu, putem pune icoana în față cu toate înțelesurile, cu bogăția de sensuri duhovnicești pe care o are, putem în față și ne putem lăsa călăuziți înspre Dumnezeu. Faptul că lipsește din școli, pe noi, cei care gândim în limbajul nostru bisericesc, de bună seamă ne amărăște. Nici nu știu cum pot să explic lucrul ăsta la modul general. Dar atâta timp cât nu ne îngrijorăm de faptul că lumea asta virtuală la care copiii au acces poate să dăuneze atât de mult, dacă pe părinții nu îi îngrijorează și pe oamenii care pot schimba lucrul ăsta, nu îi îngrijorează legătura cu, să zicem, cu telefonul, care atât de mult afectează creierul copiilor și deviază formarea lor sănătoasă, dacă asta nu îngrijorează și poate îngrijora icoana care îl odihnește pe om, o icoană care spune o poveste, cum ziceați și despre biserică, despre iconostas, pictura așa cum e așezată în biserică
spune o poveste. În modul ei complex, pictura bisericească, așa rânduită după canoane, are o rațiune foarte bine pusă la punct. Așa a și fost construită până la urmă. Noi spunem, numim erminie felul ăsta în care Sfinții Părinți au hotărât să așeze icoanele una lângă alta după o bună rânduială, și pe perete și pe iconostas, în toate părțile bisericii. Ele toate spun la oaltă o poveste, dar și icoana în sine spune o poveste. Deschide, era deseori numită în cărțile de specialitate, fereastră spre cer, spre absolut. Deschide oricărui om și mai ales copilului posibilitatea de a înțelege că viața nu se limitează la ceea ce este trupesc. Aici este poticminirea cea mai mare în lume. De aceea viața duhovnicească, prin harul lui Dumnezeu, niciodată nu se poate să dispară din lume, pentru că e cu neputință ca oamenii să ajungă la un moment dat să accepte viața doar biologic, așa, în felul în care ni se relevă la simplu văz al ochiului, că de acolo am pornit, de la imagine ca realitate fizică. Noi oamenii o să avem nevoie întotdeauna, și ăsta e geniul culturii bisericești, și despre asta vorbeam prin economie și icoană, că au reușit să pună în fața oamenilor un construct, hai să zic un concept prin imagine, care să arate că lumea poate fi văzută și altfel. Lumea aceasta, că este o trecere. Și iconografia are construcția ei. Poate o să-mi permiteți mai încolo să vorbesc un pic despre felul în care se pictează icoanele și trăsăturile specifice icoanei ortodoxe, care are un limbaj aparte, care ne vorbește despre lumea transfigurată. Legătura pe care o face o imagine, hai să zicem artistică, pentru că sunt abilități artistice acele de care se folosesc iconarii, felul în care poate să transpună o realitate nevăzută, lumea lui Dumnezeu, în ceva concret, în ceva material. Foarte frumos, Părinte, mulțumim pentru această expunere și continuăm emisiunea noastră. Ne spune doamna Ana Maria Cosma, doamna Paș Mirela, Doamne ajută, doamna Carolina Cheș, Doamne ajută, doamna Cami Negrea, Doamne ajută, domnul Gabriel Corhoi, Doamne ajută, Părinte, bine ați revenit cu emisiunea, bine v-am regăsit și vă mulțumim că sunteți alături de noi de fiecare dată. Doamna Mărioara Rusu, Doamne ajută, doamna Rodica Mirela Huza, Doamne ajută, Ioan Elia Vrămuț, Doamne ajută, Părinte, Adrian Deteșan, Doamne ajută, Carla, Doamne ajută, gânduri bune și calde îmbrățișări din Grecia. Avem și oameni care ne urmăresc din Grecia și le mulțumim pe această cale. Doamna Vio Gălățan, Doamne ajută, Alicia Codarcea, îmbrățișări din Germania. Părinte, ajungem să cuvântul nostru să fie dus până peste hotare și acest lucru ne bucură și ne încurajează în același timp să devenim mai experți de la emisiune la emisiune și de fapt acesta este și scopul emisiunii noastre, de a intra în sufletele dumneavoastră și de a vă încuraja să adresați și întrebări, pentru că astăzi dezvoltăm un subiect foarte interesant, un subiect pe care îl cunoaștem cu toții, știm ce înseamnă icoana. Părinte, continuăm cu cea de-a doua parte a emisiunii. Dacă astăzi unele săli de clase nu mai au icoane pe perete, îmi aduc aminte, noi copii fiind, bunicii noștri, părinții noștri ne puneau icoană în penar, icoană în carnet. Aveam iconițe micuțe, tot timpul le aveam cu noi și acum constat cu bucurie de foarte multe ori când calc pragul creștinilor mei și nu numai, când te duci într-o casă de creștini râvnitori, nu lipsește colțul de rugăciune. Și în acel colț de rugăciune vedem o candelă aprinsă, un colț de perete umplut cu icoane, cu Maica Domnului, cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu Sfântul Protector, pentru că este bine să ne luăm câte un Sfânt Protector și să avem icoana Sfântului Protector ca să ne protejeze de fiecare dată, dar și icoana Mântuitorului Iisus Hristos și a Maicii Domnului, care niciodată nu lipsește. Domnul Mircea Deac, Doamne ajută, îmbrățișări din Olanda.
Domnul Moldovean Ioan Gabriel, Doamne ajută! Vă mulțumim tuturor și așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră. Părinte, vorbeați de o artă a celui care pictează în spatele unei icoane. De unde, sfinția voastră, acest dar și această dragoste față de pictură? Pentru că am văzut lucrări făcute de mâna dumneavoastră, cu ochii mei, și lucrări foarte frumoase așezate la loc de cinste pe iconostas. Și aici poate veți dezvolta și ceea ce a spus adineaori și poate ne veți explica puțin și pictura Maicii Domnului, pentru că apare în diferite ipostaze, uitându-se spre Mântuitorul, cu Mântuitorul în brațe, că au, sunt niște anumite denumiri acolo. Și vă rog să ne exemplificați. Da, mulțumesc! Eu cred despre mine că realmente am încă multe de învățat în ce privește făurirea icoanei și dacă vreau să dobândesc abilități, toată dorința asta presupune să mă adâncesc în înțelegerea icoanei. Un lucru pe care nu l-am menționat, dar e foarte important să-l spun, Sinodul al VII-lea Ecumenii de la Nicea, cel care a generat împlinirea bisericii și a desăvârșit, ca să spun așa, exprimarea din punct de vedere teologic, a avut ca una dintre abordările principale și lămurirea învățăturii despre icoană. Și acolo părinții care au participat la sinod au spus un lucru foarte important. Spuneau așa, icoana nu este un obiect care aparține făuritorului, pictorului. El este doar făuritorul, dar adevărații pictori sau zugravi, și o să vorbesc și despre cuvântul zugrav, sunt părinții care aduc învățătura despre cum trebuie alcătuită o icoană și îi fac desen. Se refereau la tipologie, la felul cum apar sfinții înfățișați, la scenele alcătuite, pentru că este o complexitate care, cum am spus, presupune un limbaj. E nevoie de interpretare, dar asta e datoria noastră a preoților, să putem să explicăm, să interpretăm. Pentru că, ca și cuvântul Scripturii, în ziua de astăzi și icoana presupune de multe ori o interpretare adecvată. Deci icoanele nu se semnează niciodată de către autor. Este o întâmplare minunată. În Germania se petrecea un cetățean de origine germană din cauza problemelor personale ajunge în închisoare și acolo, pentru anii pe care îi avea de ispășit, plictisindu-și, își caută o preocupare. Și întâmplător se făcea un atelier de artă. Și s-a pus problema să picteze icoană. Și n-a reușit, deși s-a străduit luni de zile, să picteze icoană. Nicicum, oricât de mult i-ar fi explicat, nu reușea. Și abia după timp îndelungat reușește, îi ies primele icoane și atunci are o revelație și spune așa, zice, îmi dau seama că pentru mine icoana a fost ca un copil. Prin mila lui Dumnezeu are loc un fel de gestație în pântecele minții noastre care ne dă priceperea să lucrăm, dar în momentul în care am terminat-o și s-a tăiat umbilicul, s-a desprins, zice, am avut sentimentul că nu mai e copilul meu. Icoana e cumva avutul bisericii și ea nu mai poartă pecetea personalității celui care zugrăvește. De aceea e atât de important să interpretăm. Toți cei care văd icoane își dau seama că ele sunt diferite de pictură în general. Și nu spun asta pentru a intra într-o zonă de conflict cu arta laică, chiar și cea religioasă, din lumea romano-catolică, de exemplu. Nu, sunt lucruri diferite, sunt abordări diferite. Icoana ortodoxă are o simplitate care nu presupune nepriceperea celui care o făurește, care o pictează, ci simplitatea ei stă tocmai în faptul că pictorii întotdeauna și-au dorit să îndepărteze și chipul și
atmosfera din jurul chipului, fie că vorbim despre natură, munți, vegetație, copaci, clădiri, toate sunt transfigurate și li se dau alte dimensiuni. În funcție de școala de pictură, persoanele care apar în întregime în icoane pot să fie foarte nefiresc de alungite. Acolo vorbim despre hieratism. Este un limbaj care ne cere întotdeauna și construcția feței poartă de multe ori o lumină aparte față de felul în care sunt fețele în mod natural fotografiate. De aceea trebuie să înțelegem că icoana întotdeauna trimite către altceva. Nu ne spune doar povestea vieții unui sfânt, povestea vieții Mântuitorului pe pământ, povestea Maicii Domnului. Nu ne spune doar o poveste raportată la istorie, ci întotdeauna este un înainte și un după. Icoana prinde momentul de legătură și încearcă să ne dezvolte capacitatea spirituală de a înțelege, mai mult decât prin simpla observare a unei imagini, să ne dorim, să căutăm, să îndrăznim, să vedem dincolo de limitele lumii în care trăim. Spuneați despre icoanele Maicii Domnului. Da, s-a dezvoltat în viața bisericească o evlavie deosebită pentru Maica Domnului și de aceea este reprezentată în multe ipostaze. Cele mai multe ipostaze presupun tandrețea Maicii Domnului față de prung. De pildă, Eleusa este un termen, așa apar, icoanele pentru că s-au născut în cultura bizantină, ele au numele grecești, pot fi traduse. Și noi avem în românește Dulcea Mângâiere, acolo unde Mântuitorul apare lipit de piept și de obrazul Maicii Domnului. Alte ori Maica Domnului apare în ipostază de călăuzitoare, de îndrumătoare, are privirea uneori către cel care se închină, alteori se întoarce cu multă dragoste către prung. Toate aceste ipostaze, uite, acum îmi vine în minte și e important să spun asta, nu-și doresc ca în imaginea laică să trezească o stare emoțională și atât. Ele sunt un adevăr despre felul în care o femeie a făcut Dumnezeu cu putință să primească în pântece pe Dumnezeu desăvârșit, pe Dumnezeu necreat. Să poată să dea, să lași, să zămislească și să aducă la viață un prunc care nu-și părăsește dumnezeirea și să-l crească așa cum creștem noi oamenii. Și singura rațiune pentru care face lucrul ăsta este ca noi oamenii să putem avea parte de efectele întrupării lui Hristos, dar mai ales când trece prin moarte și înviere. Este vălmășac de gânduri în mintea mea, tocmai din entuziasmul pentru că pot să vorbesc despre icoană și poate dorința de a spune multe lucruri irumpe în așa măsură încât nu pot să potolesc ideile. Dar felul în care privim icoana Maicii Domnului, mai ales pentru că acolo se întâlnește cea mai multă tandrețe, în majoritatea icoanelor, sfinții au parcă o stare de neafectare, o seriozitate, o maturitate pe care o împărtășesc, lucru care ne explică că, de fapt, ei sunt purtați de o forță interioară, de harul Duhului Sfânt. Dar vreau neapărat să menționez lucrul ăsta. Fețele, o icoană se pictează diferit față de alte tehnici care sunt folosite în general. Nu se pune culoare lângă culoare. Noi vedem o față, aidoma fețelor omenești în icoană, vedem că sunt umbre, sunt lumini, este un desen care urmează configurația feței omenești, dar ce se întâmplă în icoane? Straturile se pun succesiv. Prima dată se așează după ce se desenează pe o bucată de lemn grunduită, zicem noi, dată cu un kit. Se face desenul în creion sau cărbune, cum se făcea înainte, se scrijelește tot desenul ca să transpară după aceea prin straturile ulterioare de culoare și se pune primul strat, care se numește proplasmă.
Și după aceea se combină anumite nuanțe ca să ne apropiem. Proplasma respectivă este de culoare măslinie, verzuie, uneori brun, roșcat. Se pun succesiv după aceea, bine delimitate, anumite straturi de lumină care se numesc semicarnații și carnații. Adică se dă un oarecare volum, dar se aduce lumină la suprafață. Și ce îmi place mie și întotdeauna vreau să pomenesc, la sfârșit, în multe dintre icoanele pictate, și vechi și noi, apar niște fâșii de lumină, niște pensulații fine cu alb, uneori cu un alb curat și pe nas și în anumite zone, care dau impresia că explodează, irumpe lumina din fețele sfinților. Rușii spun odjivka, adică dă viață. E momentul final când se încununează opera iconarilor cu aceste trăsături care desăvârșesc chipul. De aceea se numesc iconarii zografi. Nu știu în ce fel, probabil pentru că pictorii de biserici la un moment dat au mai lucrat și prin gospodăriile oamenilor, au ajuns să împrumute meseriașilor numele de zograf, dar e cu totul impropriu. Pentru că în limba greacă, zograf înseamnă, vine din zoografin, a scrie viață. Și consider că în momentul de față a lucra icoană este cel mai deplin mod de a da viață, de a scrie viața, viața pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare trup și o hrănește pe mai departe până în momentul în care omul ajunge să se desăvârșească și să primească chip, că trebuie să ajungem la chip. Da, foarte interesant. Vă ascult cu plăcere, părinte, că și vocea caldă cu care ne explicați, parcă ne-am dorit să nu se mai termine emisiunea, deși ne apropiem de final. Însă vreau să dau citire, pentru că foarte multă lume ne urmărește și vin mesaje foarte frumoase. Zice așa, Mircea Diac, Doamne ajută, îmbrățișări din Deușland, moldovan Ioan Gabriel, Doamne ajută, Manuela Vausenat, Doamne ajută, Ilie Ilieș, felicitări pentru emisiune, distinși părinți, sănătate și la cât mai multe emisiuni cu teme precum cea pe care tocmai urmărim. Vă mulțumim din suflet pentru faptul că apreciați emisiunea noastră și este de folos pentru suflet și pentru ceea ce ne dorim noi să punem în fața dumneavoastră. Domnul Ioan Eni, Doamne ajută, mulțumim pentru învățătură. Parohia Ortodoxă Română, Sfântul Apostol Bartolomeu din Frankfurt, Doamne ajută, vă îmbrățișăm. Și avem și o întrebare, părinte, nu înainte de a spune, de la doamna Mihaela Ungur, Doamne ajută, mulțumim pentru învățătură, părinte, mulțumim și noi și încă puteți adresa întrebări invitatului nostru din această seară, părintelui Bejan Sorin. Ioan Elia Vrămu zice așa, de 10 ani de când vă cunosc pe dumneavoastră și biserica, am văzut multe realizări. O plăcută schimbare a bisericii. Ce planuri de viitor aveți? Fiind un preot care se luptă pentru a lăsa o semnătură în urmă. Doamne ajută, părinte. Deci vă întreabă domnul Ilie, ce planuri de viitor aveți? Da. Discutați chiar înainte de emisiune. Deja am cunoscut și eu un plan din viitorul Sfinției voastre, acela că v-ați înscris la un master foarte important, la o specializare numit Artă Sacră la Facultatea din Cluj, o specializare foarte bună, profesori foarte buni, am studiat și eu la acea facultate. Și ce planuri aveți de viitor? Să răspundem, domnul Ilie. Îmi pare rău că se termine emisiunea, că am tot încercat pe parcursul ei să mă demontez din punct de vedere emoțional. Mai avem încă, am încercat să depășesc emoțiile și simt că mă dezgheț un pic. Ce planuri? Planurile toate le am într-o legătură strânsă cu comunitatea din Cerghid. Acum, parcă îmi vine să-mi cer iertare că sunt atâtea cuvinte dragi și călduroase, dar le iau ca și cum ar fi pentru pentru noi toți, adică pentru mine și familia duhovnicească, care înseamnă
parohia Cerghid. Avem un consiliu, am avut o perioadă lungă de timp, un consiliu lângă care și eu am îmbătrânit într-un anumit fel, am avut un proiect biserica, ne-am îngăiat Dumnezeu să ajungem să finalizăm lucrările, mult, să facem mult mai mult decât ne-am dorit și în momentul de față încercăm să înfrumusețăm, nu doar din punct de vedere arhitectural, dar și să îmbogățim viața noastră. În anul în care am avut sfințirea, am reușit să facem cu ajutorul unui bun prieten din sat un altar de vară. Ne-a ajutat și în pandemie, în 2020 s-a întâmplat. Am slujit mult, am slujit și sfințirea acolo. Ne gândim acum să transformăm acea construcție, să-i dăm o funcționalitate mai bună și să creăm un spațiu în care să avem anumite activități. Eu îmi doresc foarte mult să am cursuri de pictură, măcar pe sticlă, cu copiii pe care i-am în parohie, dar ne dorim să construim și o capelă mortuară. Suntem cu pași repezi, ne apropiem de momentul. Da, Sfinția voastră, da. Și chiar am să vă susțin dacă îmi veți da voie să facem un proiect frumos, mai ales acolo. Să-mi merit cuvintele frumoase, uite că mă și angajez în așa ceva. Doamne ajută! Mi se pare un lucru minunat să poți colabora cu oamenii, cu tinerii, cu copiii care sunt foarte receptivi și în ziua de astăzi parcă prind mai mare curaj pentru că părinții sunt tot mai mult implicați în viața copiilor. Nu că n-au fost înainte, dar e pe undeva o apropiere din multe puncte de vedere. Și asta face bine copiilor. Adică am sentimentul că dacă voi lucra cu copiii care își doresc să picteze icoane, icoanele lor vor fi foarte prețuite de părinți și vor fi puse în casă la loc de cinste. Și pot ieși lucruri foarte frumoase. Rămân. Și asta e foarte important, ca lucrarea unui copil, oricum ar fi ea, să fie foarte prețuită, mai ales când încercăm să modelăm un chip după chipul iconografic pe care întâlnim în icoanele veritabile și punem numele Mântuitorului, că asta e, valoarea unei icoane stă în chipul și în numele imprimat pe icoană. Acolo, asta sfințește o icoană. Dincolo de orice altă practică liturgică, ăsta e primul lucru și cel mai important, ca noi să urmărim, teologii spun, prototipul, adică imaginea de referință, izvoarele pe care ni le-au lăsat părinților, să imităm pe undeva tipologia icoanei și să punem numele pe icoană. Și așa se împlinește un chip și devine unul liturgic. Domnul Doru Borșan ne salută cu drag, îi mulțumim și noi, fondatorul ecosistemului RUA și Mureș News, îi mulțumim pentru încrederea acordată acestei emisiuni și pentru că ne susține necondiționat. Vă mulțumim, domnul Doru. Domnul Grigore Ongur zice, Doamne ajută, părinte, suntem foarte mândri de părintele nostru, Doamne ajută în tot ceea ce vrei să faci și eu vă susțin 100%. Nico Avrămus, Doamne ajută, părinte. Părinte, să știți că este un interes foarte mare aici pentru emisiune și ar trebui să mai continuăm puțin pentru că vin întrebări și încurajez pe cei care sunt la noi să pună cât mai multe întrebări. Carla zice, felicitări Părinte Bejan Sorin pentru decizia pe care ați luat-o și mult succes și multe realizări ca părinte în parohia Cerghid. Părinte, vorbeam despre tinerii noștri și spuneați la un moment dat că vreți ca acel spațiu să-l dezvoltați. Mi-a dat anul acesta, Dumnezeu mi-a rânduit să ajung într-o școală de vară, într-o parohie din Reghin, la Părintele Mitică German. Și părintele avea undeva la vreo 90 de copii și vreo 30 de copii, pentru că erau puși pe diferite etape. Unii construiau, alții pictau, alții făceau metaniere și așa mai departe. Și am ajuns în sala unde copiii pictau. Părinte, vreau să vă spun că aveau un dar, un talent. Se ascultau pricezne, pictau pe sticlă atât de frumos, încât mi-au dat lacrimile de bucurie
Și atunci m-am gândit, măi, noi trebuie să-i promovăm pe acești copii. Și spunea Sfinția voastră despre faptul că o icoană pictată de un copil, acel părinte o va pune la loc de cinste și va sta mulți ani în acea casă. Dar cu siguranță că și noi putem dezvolta un proiect și mai ales acolo, fiind vară, în curtea bisericii, mai ales când vedem tineri adunați în jurul mesei și momentul în care vedem cu pensula în mână pictând, rostind rugăciuni, parcă vedem suflete pline de lumină, pline de har de la Dumnezeu. Cum crede sau ce am putea face noi să venim în sprijinul acestor talente, să-i apropiem de biserică? Mie fulgeră în minte un gând. Când m-ați întrebat, oare de ce nu au apropierea oamenii din mediul didactic față de icoane? Da. Cine știe, poate dacă învață mulți copii să se raporteze frumos la icoană și pictează, poate duc copiii înapoi icoana în școală dacă adulții au scos-o. Da. Poate o duc copiii. Un gând bun. Da. Cine știe? Cine știe ce se poate întâmpla? Dar e foarte important să dezvoltăm această înțelegere. Până la urmă, iconografia și așa cum am încercat să spun cuvintele mele, toată lucrarea asta economic a lui Dumnezeu și a bisericii nu-și dorește altceva decât să ne învețe să ne nădăjduim că este viață veșnică. Icoana despre asta, deși e o formă materială de exprimare, paradoxal, ea nu limitează pe om la viața materială, ci dimpotrivă, felul în care e construită icoana, povestea pe care o spune, chipurile transparente și duhovnice și lumina de pe fețele chipurilor și prezența, în primul rând, a lui Hristos Dumnezeu întrupat în icoană, pe care noi îl cinstim și, bineînțeles, cum ați zis dumneavoastră, nu lemnul și culorile care apar. E pueril să mai gândim astăzi că adorăm un material din care construim, din care făurim icoana. Nu, dar felul în care ne deschide percepția, și eu cred că biserica are responsabilitatea asta și noi preoții. Și asta, de fapt, facem permanent în biserică, prin slujire și prin predica noastră. Încercăm să adâncim și noi ca slujitori, dar și să întărim, să argumentăm nevoia omului de a nădăjdui în viața veșnică, de a-și dezvolta abilitatea de a vedea dincolo de lumea trupească, care nu are decât moarte ca finalitate. Ori icoana este despre viață, despre a depăși frica de moarte. Și aici implică toate stările psihologice de care ne temem, legate de frustrare, de anxietate, de depresie. Toată starea aceasta de tulburare sufletească este principalul dușman al conceptului iconografic, ca să o zic așa mai pretențios. Dar copiii știu asta. Cineva pune o întrebare, zice: părinte, se sfințesc icoanele dacă însuși persoana reprezentată este sfântă în icoană? Este practica liturgică de a se sfinți. E o practică, aș spune, mai recent raportată la trecutul istoric. Undeva, cred că în secolul XVII, a apărut în molitvelnice rugăciune de sfințire a icoanei. E o formulă, aș spune, improprie, dar nu putem să o socotim greșită. Adică e ca o formă, cum o spun și eu așa, pleonastic, adică să faci ceva peste ceva care s-a făcut. Faptul că e reprezentat chipul Mântuitorului, al Maicii Domnului sau al Sfinților deja și după o tipologie bine recunoscută de către biserică și apare numele, nu mai presupune sfințirea icoanei. Dar spunea un părinte, profesor la un moment dat, un lucru foarte frumos și pe mine m-a mângâiat. În mod normal, totuși trebuie să existe un act liturgic legat de icoană și zice că cel mai potrivit lucru ar fi ca ea să fie consacrată. Chiar dacă nu e sfințită printr-o rugăciune și stropită cu aghiasmă, ea poate fi într-un ritual, de exemplu la vecernie, la Vohodul Mare, să fie scoasă și arătată mulțimii, confirmată că face parte din vistieria învățăturii teologice. E o formulă pe care și alți profesori
greci, teologi, au acceptat-o ca fiind ceva. Încă nu s-a încetățenit obiceiul ăsta, dar simt că e o abordare cât se poate de firească asupra subiectului, să fie consacrată icoana, să fie recunoscută de către biserică și comunitate ca fiind după buna rânduială. O altă întrebare. Pot săruta icoana după ce mă împărtășesc? Noi socotim că nu există niciun impediment, pentru că da, împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos este forma de plină de a ne arăta dragostea față de Dumnezeu. De ce? Pentru că ea presupune o pregătire și o conduită de viață care presupune nevoință. E o strădanie. Creștinii care își asumă legătura cu Dumnezeu și urmează acest parcurs și își doresc să se împărtășească, trec printr-un urcuș duhovnicesc, care, cum am spus, presupune nevoință. Dacă mai apare un gest de tandrețe după momentul ăsta culminant, sărutând o icoană, nu-i decât confirmarea faptului că eu mi-am trăit viața frumos. E un fel de a spune, Doamne, te iubesc. Da, mă gândesc la un gest de tandrețe. E o formă de a confirma. Sub niciun chip nu cred că se contrapun. Dar nu știu să comentez de ce a apărut în conștiința oamenilor judecata asta. Asta zic și eu, Părinte, că și foarte multe întrebări mi se adresează și mie pe această temă, dar exact așa, Hristos nu rămâne pe buze, Hristos este pe noi. Noi am primit trupul și sângele lui Hristos. Ori sărutând chipul Mântuitorului, este gestul de trandețe. Sunt două gesturi absolut compatibile. Absolut compatibil. Adică și un gest de mulțumire, nu? Da. Doamne, te sărut, îți mulțumesc că m-ai învrednicit să ajung și astăzi să o sunt împărtășanie. Nu, în momentul în care mă duc la un doctor și m-a vindecat, îmi vine să-l iau în brațe, să-l sărut pe obraj. Da. De bucurie. Da. Îi da. Mulțumesc. Da. Ei, așa zic și eu, este un gest care se leagă de sfânta împărtășanie. De asta e și pusă icoana. La Pentru închinare, că icoana da. Este un verset în poate... Mai este timp să-l citesc. Chiar vă rog să avenim și cu argumente scripturistice. Da, este un verset în care Sfântul Pavel ne vorbește despre felul ăsta trecător în care ne raportăm acum la valorile duhovnicești. Și chiar putem face referire la icoană. Spune așa în Epistola 1 către Corinteni. Zice, pentru că în parte cunoaștem și în parte prorocim. Este celebru capitol 13 despre dragoste. Dar la sfârșit zice așa, când va veni ceea ce e desăvârșit, atunci ceea ce este în parte se va desființa. Poate mulți socotesc, icoana este acest fel de în parte, că se va desființa prin viața viitoare. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, judecam ca un copil, dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului. Vorbește despre viața viitoare, unde nu mai e nevoie de forma aceasta mijlocitoare de icoană. Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci față către față. Icoana tocmai asta ne spune că vine un moment în viața noastră în care va fi o legătură cu Dumnezeu față către față. Momentul în care noi ne conturăm acel chip despre care citim în Cartea Facerii, că Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, adică ne-a făcut după chip și ne cheamă să ne asemănăm, să dobândim acea sfințenie despre care am citit la început, pe care noi o proclamăm și după care tânjim de câte ori slujim. Acum, poate icoana poate să pară o oglindă, dar poate am mai menționat pe parcursul discuției noastre, oglinda în cazul ăsta nu e ceva care știrbește forța de exprimare sau de lămurire a icoanei, ci ea oglindește o realitate. Și asta e foarte important. Icoana vorbește despre un prototip. Cei mai mulți teologi ai bisericii noastre spun așa, când Dumnezeu l-a creat pe om, știa că omul va cădea. Atâta dragoste are Dumnezeu față de lume că știa ce se va întâmpla cu umanitatea. Și cu toate astea, l-a făcut pe om, dar l-a făcut pe Adam având în vedere cum va arăta Hristos când se va naște. A avut prototipul chipului
uman desăvârșit, chipul lui Hristos care se va naște în vedere în momentul în care l-a creat pe Adam. Acest prototip care a luat înfățișare, a arătat cumva, noi îl știm din icoane, din anumite perioade ale istoriei, uneori era reprezentat tânăr, fără barbă, cu părul scurt, alteori când s-a cristalizat în fățișarea bisericească și a luat pondere preocuparea pentru iconografie, s-au căutat tot mai multe documente care să vorbească despre felul în care arăta realmente Hristos și îl reprezentăm cu părul lung, cu barbă, felul acesta în care suntem obișnuiți să-l vedem în ziua de azi. Da, binecuvântând. Da. Și reportat la ceea ce spunea Sfinția voastră de cât iubește Dumnezeu lumea, pe spune și Scriptura, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea cât pe însuși unicul său fiu l-a trimis în lume. Părinte, trebuie să încheiem. Mă întreabă cineva, părinte, cum aș putea procura icoana făcută de Sfinția voastră? Păi, da, cu drag. Cu drag. Este... Legătura poate fi luată simplu, pentru că toată lumea, da, în parohie și poate fi un număr de telefon. Da, atâta doar că e nevoie de răbdare, că lucrez mult. Da. Părinte, poate și cu siguranță va trebui să continuăm acest subiect, dar într-o altă ediție. Și poate că atunci veți aduce și câteva icoane pictate de Sfinția voastră să arătăm următorilor noștri. Am simțit acum lipsa. Da, pe undeva, poate mulți consideră că e impropriu să vorbești despre ceva care explică prin formă și culoare și să folosim numai cuvântul. Vă pot urmări undeva pe partea de socializare sau... Din păcate nu, dar uite că provocările astea... Da. Mă silesc să-mi reconstruiesc. Poate face de pagină la parohie părere. Și acolo da, încărcați. Da. Pentru că eu știu ce face Sfinția voastră și pictura ieșită din mâna Sfinției voastre este o pictură foarte frumoasă. Pentru că ne aflăm la finalul misiunii, Părinte, vă rugăm să adresați un gând duhovnicesc de încurajare, de dragoste urmăritorilor noștri. Și le mulțumim pe această cale că și în această seară ne-a urmărit. Vă rog. Dragă Părinte, odată vă mulțumesc mult de tot că m-ați pus în ipostaza asta. Deși am purtat-o, cel puțin pentru o jumătate din timp mai greu, din cauza emoțiilor, dar socotesc că e foarte important, pentru că am sentimentul că de câte ori apărăm noi preoții în fața oamenilor, de fapt, purtăm cuvântul lui Dumnezeu și pe undeva fiecare suntem parte din misiunea bisericii. De aceea îmi doresc ca toate cuvintele pe care mi le-ați adresat și toate cuvintele de drag să le iau nu doar asupra mea, ci să înțeleg că suntem foarte mulți preoți care suntem oarecum cuprinși în cuvintele astea de drag. Ce aș putea să spun la final este ca oamenii, uite, asta m-ar bucura să spun acum, să înțeleagă că atunci când se pun în fața unei icoane, au nevoie să se adâncească întâi în ei înșiși, să-și ia răgaz, să se interiorizeze și să accepte că în momentul în care ne așezăm în fața icoanei, altcineva ni se adresează. Nu noi suntem cei care trebuie să vorbim cu deamănuntul despre icoane, deși asta am făcut acum, ci e mult mai important că atunci când ne rugăm să lăsăm pe Dumnezeu însuși să ne vorbească când privim icoana. E o formă cât se poate de firească să medităm în fața icoanei, să ne rugăm și să acceptăm că felul în care e construită icoana și Mântuitorul, Sfinții la care ne raportăm, ei până la urmă trebuie să schimbe în noi ceva. Aici cred că felul în care biserica își dorește să învețe pe oameni despre icoană se împlinește. Când oamenii acceptă că icoana îl învață pe om,
Icoana grăiește, dar nu în sensul în care noi reușim să creăm acea legătură frumoasă prin intermediul icoanei, raportându-ne, bineînțeles, la persoana, la prototipul icoanei, la Hristos. El ne vorbește prin icoană, dar noi avem nevoie să deschidem mintea și sufletul. Nu să o privim doar ca pe un obiect de artă, pentru că una este o icoană într-un muzeu și alta este o icoană în biserică. Deschide posibilitatea de a vedea un univers cu totul diferit decât cel pe care îl percepem senzorial. Andreea Rălugare Tegan, Doamne ajută Părinte, vă salutăm atât noi cât și bunicii mei care vă urmăresc acum. Doamna Andreea Frâncu, un preot drag sufletului nostru, felicitări, domnule Părinte, Doamne ajută, vă pupăm cu drag. Părinte, vă mulțumesc pentru că ați acceptat să rupeți din timpul Sfinției voastre și să fiți prezent în platoul RUA, Români Uniți Acasă, Mureș News, și vă mai așteptăm să reveniți într-o altă ediție, să și arătăm ceea ce Sfinția voastră faceți și cu câtă dragoste realizați aceste icoane. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes și multă râvnă față de Hristos. Vă mulțumesc mult, Părinte Silviu, și mulțumesc și în al Preasfințitului că, uite, cu dragostea asta paternă îngăte și încurajează astfel de momente. Știe cum să ne hrănească dorința de a ne exprima. Așa este, arhipăstorul nostru drag ne susține necondiționat și este Părintele nostru sufletesc al tuturor preoților și să-i da Dumnezeu mulți ani de slujire în această frumoasă eparhie de Alba Iulia. Tuturor vă mulțumim. Doamna Carla zice, mulțumim Sfinților Părinți că ne-ați îmbucurat sufletul și vă mai așteptăm și cu alte emisiuni în curând. Vă mulțumim tuturor că ne-ați urmărit în prima ediție din noul sezon al emisiunii Drumul spre Credință. Vă rugăm ca și pe viitor să rămâneți alături de noi, mai ales că acum este toamnă, ziua s-a scurtat, numai bine că joi atunci când avem această emisiune puteți să ne fiți alături și vă încurajăm să adresați întrebări tuturor invitaților noștri care vin în acest platou să dezvoltăm subiecte interesante, subiecte de actualitate și subiecte de teologie, de dogmatică și de ceea ce noi cunoaștem și facem zi de zi, adică de faptul că ne trezim cu Hristos și ne punem la somn cu Hristos. Până data viitoare, vă spun tuturor, Doamne ajută!